Etapă cu ghinion pentru CS Constelația. Handbaliștii giurgiuveni au suferit joi prima înfrângere din 2016, 89-20 cu formația Colegiului Tehnic Media București. Greșelile numeroase ale jucătorilor au costat scump echipa giurgiuveană. Am jucat slab noi, apărarea a fost inexistentă, iar în atac ne-am precipitat, am făcut multe greșeli tehnice. Am aruncat la poartă din poziții care nu erau tocmai bune, ceea ce a dus la acest rezultat de 9 goluri pentru Gazne. În ciuda înfrângerii, CS Constelația continuă să aibă șanse foarte mari de calificare la turneul semifinal. Giurgiuvenii se pregătesc pentru un nou meci al treilea în decurs de 7 zile. Nu este un capăt de țară, avem duminică meciul cu Moreno acasă. Suntem în grafic pentru a ne califica turneul semifinal. Parida cu CS Constelația și grup școlar Petrolul Moreni, derbiul etapei a 14-a a Campionatului Național de Handbal Masculin Junior 2 este programat duminică în sala de sport a școlii numărul 10 din Giurgiu, cu începere de la ora 12.